Haideți să vedem ce face Nicușor Dan într-un caz al unui investitor, cazul Da Vinci Residence. Se întâmplă următorul lucru. În anul 2011, Consiliul General al Capitalei emite un PUZ, se aprobă un PUZ. Nicușor Dan cu asociația lui este prezent la acea ședință a Consiliului General, este consemnat în raport prezența asociației Salvați Bucureștiul, nu atacă PUZ-ul în anul 2011, urmează etapa PUD-ului, adică planului urbanist de detaliu, în 2015 nu are nicio obiecție asociația Salvați Bucureștiul la acel plan urbanist de detaliu, iar în 2019 se emite autorizația de construire a acestui complex rezidențial, după cum vedeți, cu 3 blocuri de 10 etaje. Nimic împrejur. Domnul Nicușor Dan, după ce investitorul construiește, începe să vândă, vinde, dacă nu mă înșel, vreo 70 și ceva de unități locative, încasează 2.400.000 de euro, se angajează în fața celor care le-a vândut să livreze apartamentele la termenul prevăzut, bineînțeles, trebuie să-și plătească rată la bancă și, ce credeți, Nicușor Dan atacă autorizația de construcție. Când? La 3 ani de zile de la emiterea ei. Atunci când acest proiect devine important, devine interesant, atunci când investitorii sunt strânși cu ușa, sunt obligați, spuneam, să livreze la termen apartamentele, sunt obligați să-și plătească rate la bancă, sunt obligați să continue construcția. Dar cel mai important lucru este să vedem motivele pentru care domnul Nicușor Dan atacă după 10 ani de zile de la emiterea actelor. Hai să vedem motivele. Două dintre ele sunt fabuloase. Unul este faptul că acele construcții, acele 3 blocuri, sunt pe culoarul de zbor al cocorilor și probabil păsările, cocorii ăștia, nu mai își găsesc linia de zbor decât pe acea zonă și vor intra cu capul în acele blocuri, deși vis-a-vis există celebrele blocuri comuniste de pe calea Văcărești, unde sigur cocorii le evită pentru că nu erau probabil născuți pe vremea aceea. De asemenea, într-o zonă limitrofă se află celebrul proiect Azmita Gardens, unde sunt imobile de 24 de etaje, unde sigur cocorii, venind în picaj pentru că evită cele 24 de etaje, vor intra exact în acest proiect de 10 etaje. Și mai este un motiv care este, chiar nu-i glumă, văd că zâmbiți, chiar nu-i glumă, ăsta este motivul real pe care îl avem aici în cererea de capătul de cer pe care Nicușor Dan îl face în instanță. Și mai este un motiv fabulos, și anume că aceste 3 blocuri fac umbră câmpului. Pentru că în acea zonă nu sunt blocuri, iar domnul Nicușor Dan este foarte preocupat că aceste blocuri fac umbră câmpului. Acum, revenind deși lucrurile sunt reale, sunt adevărate, aceste solicitări există, ne întrebăm, evident, de ce face Nicușor Dan aceste lucruri, de ce atacă Nicușor Dan o autorizație de construcție la 3 ani de zile de la emiterea ei, pentru că proiectul a devenit interesant, pentru că investitorii se strâns cu ușa, pentru că trebuie să se întâlnească, ca să ce? Să răspundă public Nicușor Dan de ce atacă acte normative care sunt emise încă din anul 2011, iată, aproape 9 ani de zile, act la care a fost prezent în sală, pe care nu l-a contestat, dar îl contest atunci când are valoare, atunci când are ce să negocieze.